practic vorbind, în testul, lanseta îndoită, în momentul în care ai o lansetă și îi pui un semn la vârf, da? Și o îndoi exact cum este maximul în momentul aruncării, firul iese 20-25 de centimetri prin din inele, prin curbarea lansetei, pentru că segmentează fiecare acolo zonă. Da. Deci, da. Deci cum se îndoaie lanseta, firul urmărește și practic măsurat iese 20-25 de centimetri. La o lansetă cu mai multe inele, mai ales pe zona unde se îndoaie excesiv, pe zona de vârf, cu cât pui inele mai dese, cu atât urmărește mai bine blancul.